chiflele! Am uitat complet de ele! Avem o brutărie! Aceste chifle au peste 300 de ani. Servesc drept camuflaj. Luna Indor este locuită de bindori, adică curcanii cu două capete. Acolo a montat curator, generatorul pe care îl păzește oul. Oh, sunteți! Avem o mică problemă. Aspiratorul este gata, dar nu am idee cum să fac să zbor cu el din grotă. Aveți o problemă. Hei, avem... Zburăm acum spre Curachis, să căutăm ceva. Perfect. Și fiți atenți la viermii mari. Lui Crete îi place foarte mult pe Indor. A sfâșiat cu dinții generatorul, doar puțin mai lipsea să moară. Deci zburați spre Curachis după cod. Nava este gata de start. Luați-l și pe Crete. Pentru ce să stea aici și să se prăfuiască? Asta înseamnă să-și risipească potențialul. Pe Curachis este plin de viermi. Poate trebuie să le opuneți rezistență. Și neapărat gândiți-vă cum să scoatem aspiratorul din grotă. Dar Creton din acest Maldurf... Rexio, comandorul Cretes și Creti au plecat în următoarea misiune. Cu proprii dinți, Creti? Nu cred. Naveta cosmică a aterizat nu departe de satul fermenților. Acolo eroii noștri se așteptau să-l întâlnească pe motanul Miau. Oh, satul fermenților! Plecăm! Creti, înțeleg că vei păzi nava spațială. Dacă apare marele vierme, sfâșie-l cu dinții! Rexio și comandorul s-au îndreptat spre satul fermenților. Vierme nu e deloc plăcută. Eroii noștri se află din nou în punctul de ieșire. Rexio și comandorul s-au îndreptat spre satul fermenților. Vierme nu e deloc plăcută. Eroii noștri se află din nou în punctul de ieșire. Rexio și comandorul s-au îndreptat spre satul fermenților.
Tarsio și comandorul au intrat în satul fermenților. Din păcate, satul arăta ca un pustiu. Satul pare părăsit. Dacă asta interesează pe cineva, am fost răpit și dus la castelul baronului Broskoi Harkokonen. Cultura legendară de Lobodă arăta de parcă fusese lăsată în paragină. Nu știu ce loc e ăsta, dar arată părăsit. Probabil trebuie să mergem pe aici. Nu trebuia decât să ajungă la castelul baronului Broască de Harkokonen. Așa arată. Ușa e închisă și într-un mod oarecum complicat. Interiorul fortăreței era cufundat în ceață. A durat o clipă până când ochii lui Rexio și ochelarii lui Cretes s-au obișnuit cu întunericul atot stăpânitor. Ce au văzut i-a speriat de moarte. Oh, este înspăimântător! L-au transformat pe motanul Miau într-o bucată mare de gheață. Nu complet. Îmi place această idee. Pe un tron impunător, care îi obligă pe toți să privească la el din perspectivă batraciană, stătea... Oh, baronul Broskoi Harkokonen, în toată splendoarea lui. Cine ești? Dacă este vorba de prietenul nostru, Ferment Motanul, în prezent este ocupat să pozeze pentru sculptura Simțul Încarcerat 2. Salut! Sunt motanul Miau. Dacă ați venit să mă eliberați, nu sperați prea mult. Venim de la Molly. Ne trebuie codul de deschidere a porții portului cosmic din Curan. Liniște! Nu aici! Broskoiul este vărul îndepărtat al Curatonului. Nu poate afla. Trebuie să mă luați de aici. Baroane, pentru nimic în lume nu l-ai părăsit pe Motan. Ha-ha-ha, nu este vorba de sculptură. Îmi trebuie puțină lobădă, pe care a cultivat-o și pe care nu vrea să-mi dea. Niciodată nu mă vei lua la bord, cărăsanule. Ha-ha-ha, să încercăm să-l jignim pe baron, da? Ți-am spus, efectul este temporar. În 15 minute, burta ta va reveni la dimensiuni normale. Vedeți? În asta constă problema. În ultimul timp m-am îngrășat câteva kilograme, iar loboda, după cum sigur știți, reduce, de exemplu, burta mea. Înscrie-te mai bine la aerobic. Păcat de lobodă. Vă dau o șansă. Într-o clipă, pe stadion va începe marele raliu. Dacă îl veți câștiga, îl voi elibera pe Motan și mă înscriu la aerobic. Acceptă cineva provocarea? Ei, accept provocarea. Pentru voi... Comandorul Cretes s-a dus la întâlnirea cu destin. Adversarii lui Cretes în raliul tradițional pentru câștigarea trofeului Trandafirul Deșertului s-au dovedit a fi cei mai buni piloți ai galaxiei. La fel erau și navele spațiale de care dispunea. Cretes nu s-a intimidat și a hotărât să-și urmeze drumul, pur și simplu le execut pe ale mele. Atenție! Gata! Start! În fața dumneavoastră se află cei mai puternici și mai buni piloți ai galaxiei și renumitul comandor Cretes. Concurenții trebuie să câștige 5 tururi, în timpul cărora orice este posibil. Și avem învingătorul raliului! Thank you.
sfârșit, viermele a lăsat în pace Loboda, iar ei s-au hotărât imediat să plece la discotecă. E, sigur aș pleca. Vă mulțumesc foarte mult, ați salvat Loboda. Ca premiu puteți să luați și voi puțină. Oh, minunat! La ce se folosește? Loboda servește la micșorarea temporară a diverselor lucruri. De exemplu? De exemplu, imaginați-vă că ați construit un vehicul cosmic în pivniță și nu știți cum să-l transportați în grădină. Și cum să-l montăm? Presărați Loboda, vehiculul se va reduce la dimensiunile unui pantof. Duceți-l în grădină și într-o clipă vehiculul revine la dimensiunile sale normale. Ah, foarte practic. Ei, mulțumesc foarte mult. Ne mai trebuie codul de acces în port. Cum aș fi uitat? Loboda, Loboda, bulgăraș, bulgăraș. Am înregistrat asta pentru tine pe bandă, ca să nu uiți. Mulțumim, la revedere. La revedere. De data aceasta, fără alte aventuri, eroii noștri au trecut de fileele marilor viermi și au revenit la naveta lor. Creti stătea de pază, încercând să opună rezistență marilor viermi ai deșertului. Naveta a pornit din nou în spațiu. Interesant dacă această Loboda acționează într-adevăr. Creti, dă-mi pentru o clipă bereta ta. Oh, acționează! Nu reacționa așa, nu se va întâmpla nimic cu bereta ta. Imediat va reveni la dimensiunea ei normală. La sediul mișcării de rezistență totul era pus la punct, adică aproape totul. Rexio, tocmai coseam ultimul nasture la costumul tău. Din păcate, va trebui să ajungi pe ou singur. Comandorul Cretes va rămâne cu mine. Ați obținut codul? Am reușit, iubito! Perfect! A mai rămas problema aspiratorului. Acești cretoni nu știu cum să-i elibereze din pivnițe. Puteți să-i ajutați?